dimineața, dragii noștri, și bine v-am regăsit la Matinal și Populari. Începem săptămâna frumos, e sărbătoarea dovleacului și avem un dovlecel mititel aici, Matia se numește el, pe care noi îl iubim. Bună dimineața, salutăm toți telespectatorii, pentru că ne-au spus aseară că ne așteaptă cu nerăbdare astăzi cu o ediție specială. Avem și o zi aniversară a unei artiste dragi, dumneavoastră și o nouă. O colegă de-a noastră de la Etno TV sărbătorește astăzi cu noi și cu dumneavoastră, îi spuneți la mulți ani. Și bineînțeles și pe pagina de Facebook Matinal și Populari. Vă mulțumim că ne-ați urmărit într-un număr foarte mare și vineri și am făcut rating frumos. Mulțumim artiștilor care ne calcă pragul și mulțumim lui Matias pentru că el este vedeta noastră de astăzi. El este dovlecelul nostru și o să ne jucăm cu el, nu prea mult, să nu obosească. O să-l trimitem apoi la Miții, bunica. Eu am ochișorul roșu pentru că n-am dormit foarte tare. Aole. De asta vreau să mergem pe canapea să mă odihnesc. Mami, uite câți dovleci frumoși avem aici. Avem și prăjituri, mami. Avem dovleci. Și prăjituri, da. Pentru că noi la țară, când eram copii, nu știu dacă tu ai copilării la țară, la Vinia, dar să știi că noi făceam în dovleac, scobeam dovleci. Dovleacul și făceam felinare, așa se numeau. Le puneam în poartă sau pe la poartă și când treceam dimineața spre școală, când treceau și băbuțele la tămâiat, se mai speriau de fețele dovlecilor. Și noi dovleci pentru provocare. Hai la mine, vii? Hai! Hai la colegul Valentin Savira, își face datoria. Hai, ai, ce frumos ești, nici nu te-am admirat cu fața. Vreau să salutăm toți telespectatorii să trăiască sărbătoriții zilei și cu nerăbdare să așteptăm artista îndrăgită de noi, că ne este și colegă și prietenă, să vină aici în platoul emisiunii. Ai avut astăzi vreo pățanie, că tot era ziua dovleacului? Am avut o pățanie, m-am trezit cu ochiul roșu, cum ți-am spus, pentru că am cântat ieri și la un spectacol frumos la Tigven de Argeș. Am avut și nuntă și uite că așa se întâmplă când obosesc câteodată. Da, ești foarte în formă astăzi. Sunt pentru că la formă. Matinal și Popular noi venim cu veselie și bună dispoziție. Așa e, Matias. Și Matias, e curios cine o să vină la noi în dimineața asta, dar cred că noi am uitat să salutăm taraful. Păi le spunem bună dimineața. Bună dimineața și mulțumim. La Valentin aici, nu? Taraful nostru care în fiecare dimineață ne bucură și pe noi și pe dumneavoastră și în fiecare dimineață ne trezim cu muzică bună și cu artiști extraordinari. Da, așa da, este. Matias, el ne confirmă. Așa e. Ce zicem? Vai de mine. Păi crezi tu că sunt pregătiți artiștii dimineața? E luni Hai dimineața. Să spun ce am pățit eu astăzi. Ia spune. Vreau să zic că am plecat de acasă în timp util, așa cum obișnuiesc să fac în fiecare dimineață, în afara faptului că m-am pregătit și cu dovlecii. Măi, dar îmi trebuia unul mai mare ca să-i fac și lui Matias felinar, că pe el l-am deghizat încă de aseară, i-am căutat un costum potrivit pentru această zi a dovlecelui. Zic, hai să mă duc să-mi fac și eu un dovleac frumos, să-i pun niște floricele în păr. Dar până la urmă și-a pus maică-sa, pentru că atât de aglomerat era bulevardul în timp ce eu veneam în drum spre muncă și n-am mai găsit niciun dovleac. Sunt dovleci pe bulevard? Da, la piață, mulți. Și în stațiile de autobuz. Trec așa dovleci pe bulevard, da. Stațiile de autobuz. Rostogol. Înseamnă că nu stau bine în București, nu stau în partea bună a Bucureștiului. La mine, la Dănciulești, cresc dovleci mari și toamna se numără și bobocii, dar bineînțeles se numărau și carele de dovleci. Și vreau să vă spun că cu vecinii făceam întrecere care a făcut mai mult... A avut o recoltă mai bogată de dovleci, de dovlecei, uite așa cum ești tu, da? Matias, dragul nostru. Dovlecel, mami are floricele, tu ai dovlecel. Aoleu, deci eu nici nu vreau să mă gândesc ce zi veselă. Și o să stea cu noi până la final, Matias? Nu, că la el urmează o porție de somn după asta. Așa că zic să luăm o scurtă pauză de publicitare. De publicitate și ne revedem cu artiști și bineînțeles cu Matias care rămâne alături de noi. Adina Roșca, draga noastră, ține-te bine! În această dimineață vei avea parte de surpriza vieții tale. Nici prin minte nu-ți va trece cine și cum îți va spune la mulți ani. Nu vrem să te facem să plângi, dar îți va fi greu să te abții. We'll be right back.
Am revenit, dragii noștri, din scurta pauză de publicitate. Dovlecelul nostru micuț, Matia, s-a retras, pentru că așa fac vedetele mari. Vin puțin, stau și pleacă. Îl mai aducem. La următoarea piesă pe care o are de cântat. Am înțeles. O să mai aibă câteva piese de cântat, Matias. Dar până atunci, dragii noștri, în dimineața asta vine alături de noi o sărbătorită, o colegă dragă sufletului nostru și, bineînțeles, pe care dumneavoastră o iubiți foarte mult. Colega noastră îi spune bună dimineața, Adina Roșca! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Adina! Mulțumesc frumos! La mulți ani, la mulți ani! Toată! Doamne, scumpa mea! Ușor să n-o strângi, că-i strici! Vino aici, te rog, Adina, să fii admirat aici, în splendoarea ta. Uite, aici e pentru că este ziua ta, de fapt ieri a fost. Asta este pentru tine. Și aici în avans un cadou pentru baby A. Să fii sănătoasă, da, și deja, să-ți fie... Deja, uite cum îmi tremură mânuța. Îmi dați emoții, adică la mulți ani. Ne bucurăm că noi te iubim și chiar suntem bucuroși că în dimineața asta te-ai trezit de ziua ta ca să fii alături de noi, de Matinal și Popular și de cei care ne privesc de acasă. Dragii noștri, Adina Roșca e o colegă extraordinară, o fată minunată și va fi și mămică. Da, așa să vadă. Ai văzut, deja a primit un cadou pentru micuțul ei. Am văzut aici, am văzut ceva aici, dar să știi că este chiar primul cadou, pentru că eu mă bucuram. Noi nu ne-am așteptat la chestia asta și nici măcar n-am curaj să mă apuc să încep să caut nici și să cotrobă prin magazine. Nu, să primești foarte multe cadouri, eu vorbesc din experiență acum, dar fiecare părinte alege pentru el. Și eu vreau să zic că când am primit de Moș Nicolae și de Crăciun cadouri, am primit mai multe pentru Matias și m-am bucurat mai mult, zici că le primisem pentru mine. Este, deci trebuie să... o schimbare... Da. Să mă apuc și de treabă, înseamnă că mie îmi plac cadourile așa, o să fac pentru la mine și să ducă și pentru tăticu. Draga noastră, pentru că e și graviduță, nu te ține mult în picioare. Ce bine, mulțumesc! Haideți să ne așezăm pe canapeluța noastră, așa, să povestim, să ne amintim și de ce nu să ne amintim de când erai tu copil, nu? Păi nu știu, că eu cred că încă sunt copil. Chiar m-a sunat mama de ziua mea să-mi spună la mulți ani și a zis, fată, să știi că... Bună dimineața, cred că se uită la noi. Mi-a zis, fată, să știi că mi-am pierdut orice speranță. Cred că o să aștept pragul de 35. Zice, nu mai sper nici măcar la schimbarea prefixului să-ți vină mintea la cap. E clar, ești copilul meu, dar e bine. Nu o să te maturizezi probabil după 35 de ani. Când o să ai tu copilul tău, o să fii cu adevărat o mamă și o să te schimbi foarte mult, dar... Până atunci vreau să-mi povestești cum era copilul Adina Roșca. Ia seamă la mine, că eu chiar dacă am devenit mama, am rămas la fel. Păi, Adina Roșca era mică, era grasă. Nu cred. Nu că acum aș fi, aveam capul și mai mare și rotund. Așa, și destul de bleguț am fost. Contrar așteptărilor dumneavoastră, da, eram bleguță și nu, niciodată nu săream la harță, niciodată nu mă certam, niciodată, tot timpul am bătaie. Să înțeleg că gena de olteancă a venit mai târziu, pentru că cei care nu știu, Adina e și puțin olteancă, de fapt mai deci, mult, pentru că mama jumătate, ta... Cred că 51% sunt olteancă și 49% sunt ardeleancă. Ardeleancă. Deci mama îmi tot spune că strigam la geam și o strigam la geam, mami, mami, hai că m-a bătut un băiat gras. Deci nu știu, dar probabil aveam și o față care cerea, știi? Cerea bine, și acum mai cer din când în când, da? Asta este. Cum e viața ta? Cum e de când ești însărcinată, de când ai aflat... Păi, e un pic complicată, pentru că s-au suprapus două chestii destul de importante în viața noastră, a tinerilor, și la mine a trecut prin chestia asta, o să treci și tu și o să vezi. Am reușit unul acesta... Măi, am făcut puțină burtică, dar mă gândesc că e la mâncare. Auzi, dacă știi, acum rulează o reclamă care arată o femeie însărcinată și în spate arată domnul care se ocupă de restul lucrurilor. Așa că în spate, așa merg și eu, știi? Eu merg în față cu gentuța pe mână, așa, și bărbatul meu în spate cu saci, cu toate cele. Le face pe toate, nu? Așa, spuneam că ne-a ajutat Dumnezeu să ne cumpărăm o căsuță, un apartament. Să stăpânim sănătoși. Și de vreo lună jumate suntem tot cu... Știu multe geamantane, cu mulți saci, cu haine, care nu mai încap în dulapuri și trebuie dulapuri noi și poate nu mai sunt bani. Și colac peste pupăză e și minunea asta altă, care cred că ne-a oferit mult mai multe poate satisfacții. La timpul lor. La fel s-a nimerit și la noi. Toți ne spuneau, vai, după ce se vă mutați, faceți și un copil și toate treburile au venit odată. Eu mă tot, dar n-am mai însărcinată. Niciuna. Ca să zic mă, așa. Mai de unde să știi. Vezi că eu am aflat în luna a treia. E bine.
A fost o surpriză. Știi, când știi dinainte, cred eu, și pentru tine și pentru Doinaș, că te pregătești, parcă nu mai ai impactul atât de puternic. În momentul în care vine de la Dumnezeu, pentru că eu cred că fiecare copil e lăsat să vină în momentul așa potrivit. Este. Și iată că voi v-ați luat și casă nouă și o să vină și un bebe care o să aibă o cameră și eu vreau, cu Lavinia, să vin să filmăm camera bebelușului. Cu mare drag, dar mai așteptați un pic, că am niște probleme și nu pot să spun ce probleme. Colegii noștri știu deja ce-mi doresc eu de ziua da, mea. Da, da, da. Așa, să am căldură în casă și apă caldă. Absolut, să vorbim. Dragii nu, noștri, e căldură și apă caldă, v-am zis, am ajuns să ne dorim întreagă, de zile. E greu între două femei, deci sper că va veni Doinaș să echilibrăm. Eu ce propun? Adina Roșca, dacă tot a ales să-și serbeze așa ziua aniversară aici la noi, la Matinal și Popular, odată cu ziua dovleacului 2 în 1, iată ca și evenimente, să fie așa ceva mai exclusivist și să le spui celor de acasă ce va fi piticul, viitorul copilaș. Păi, momentan, așa ne-au spus medicii, că este un Andrei. Este un Andrei. Deci, dragii noștri, dimineața la Matinal și Populari, aflați despre artiști exclusivități, pentru că doar aici ei se destind și ne spun nouă tot ce se întâmplă în casele lor, în casele artiștilor, și mai ales pentru că Adina e colega noastră și ne iubește atât de tare, a venit în dimineața asta să ne dea mai multe vești bune, să ne spună că împlinește o frumoasă vârstă, că odată cu vârsta asta frumoasă împlinită ca artistă și mai ales că va fi mămică, intră și într-o casă nouă împreună cu soțul ei, care deja, cu care deja are câți ani de căsătorie? Doi? Doi. Doi ani de 70 de acum încolo. Oh, mulțumim. Și plus 50 ai noștri. E de relație de până acum, că parcă atâția ani au trecut de când suntem unul mai ales celălalt. Pentru el, săracul, la cât vorbește Olteanca. Olteanca din tine. Dar să știi, pentru că noi te iubim și pentru că tu ești un om minunat, Lavinia are o surpriză pentru tine și pentru că tu nu știai, noi am încercat să adunăm câțiva dintre prietenii tăi care sunt mai matinali și au reușit să ajungă la București. Auzi, și avem... aici, pentru că în general artiștii de muzică populară nu sunt matinali. Eu nu știu cum te descurci tu. Foarte greu, de asta am ochiul ăsta roșu. Dar a venit de dragul tău și asta înseamnă că te iubesc și ești o colegă minunată și vreau să te uiți către scenă să vedeți cine a venit. Bună dimineața! Bine v-am găsit! La mulți ani, Adina! Îmi spun din tot sufletul să fii sănătoasă și fericită. Eu am fost matinală pentru că vin de la Sibiu, n-am avut încotro, dar mă bucur din suflet să fiu aici. Adina a venit cu un cadou muzical. Oficial lansez piesa mea nouă în decembrie, dar am ales astăzi să o cânt pentru tine. Și special, pentru că, scuză-mă că te întrerup, și pentru că la noi, la Matinal, sunt premiere în fiecare exact. Dimineață și lumea trebuie să obișnuiască cu lucrul ăsta. Știi, știi care-i baiul? Că toate trebuie... Deja sunteți mame de băiat și probabil așa va fi și la mine, dacă nu se schimbă pe parcurs. Deci vă dați seama cum mă simt eu între mămici tinere care vorbesc despre... Eu zic colegul meu Valentin Safira se bucure de jilț acum că... Da, eu o să stau liniștit că nu prea pot să vorbesc peste ele, așa să mai bine să ne cânte Anca Mărgineanu. Cu mare drag. Să te ascultăm. E o vorbă bine aleasă, potrivită oricui. Mai întâi ridici o casă și pe urmă crești un pui. Prima dată sapi fântână, așa face orice om. Ca să ai apă la mână când se desprinde primul tău pom. Toate strecătoare în lume, umbre pe pământ, din ce ai trăit rămâne numai ce ai crescut. Poți la toate să faci față, uiți ce ai pătimit. Te apuci să-ți vezi în viață pruncul rânduit. Un copil se crește greu,
urme adânci rămân în palmă. Dar, părinte, ești mereu la necazuri, nu ții seamă. Rămâi treaz când alții dorm, lângă prunc ziua te prinde. Nu te plângi că nu ai somn, mâinile când îți întinde. Toate strecătoare în lume, umbre pe pământ, din ce ai trăit rămâne numai ce ai crescut. Poți la toate să faci față, uiți ce ai pătimit. De apuci să-ți vezi în viață pruncul înduit. O zi bună, alta rea, viața subțiază firul. Omule, averea ta este casa și copilul. Când puterile te lasă, ai un căpăt îi sub cap. De ai și copilul acasă, omule, te duci bogat. Toate strecătoare în lume, umbre pe pământ, din ce ai trăit rămâne numai ce ai crescut. Poți la toate să faci față, uiți ce ai pătimit. De apuci să-ți vezi în viață pruncul rânduit. Ne mulțumim și tarafului de la Melinic. Eu cred că sunt cea mai entuziasmată pentru că am auzit foarte multe povești despre cântarea asta și chiar eu cred că eu uns la suflet și pe românii de pretutindeni și mai mult de atât eu știu că Anca ne mai pregătește o surpriză, dar surpriza cealaltă cred că se lasă așteptată, dar și pentru ea. Așa, cât și pentru cei de acasă, și pentru ea și pentru sufletul adică ei. Adică o să mai ai un copil? Nu, nu încă! O fetiță. Să merg eu împețit. Am înțeles. Cu Andreiul tău pentru fetița ei. Da. Bine, dragile mele, deja noi la Matinal și Populari, fetele vin cu vești bune, aduc băieței, fetițe, trebuie să mă pun și eu pe treabă și fac și un băiat, dacă... Doamne ajută, nu? Abia aștept. Un băiat vrei? Un băiat vreau. Păi da, știi că băiatul o să semene cu mama. E bine, atunci o fată vreau. Păi la ce bărbiță ai, eu zic că fată faci. Da? Da. După bărbiță se ia? Da. Nu știu. Se pricep, domne, nu mă bag. Sunt... cu minte în dimineața asta. Mai bine asta. Că nu te bagi, că trebuia să dezvoltăm subiectul și așa. Eu știu că voi sunteți prietene și vreau să-mi povestiți un lucru drăguț care vă leagă. Nu știu, o amintire care v-a legat pe viață. Și atunci tu ai zis, Anca, eu sunt prietenă pe viață cu Adina și Adina a zis la fel despre tine că ești un om minunat și că merită să fiți prietene. Cred că de când ne-am cunoscut, de la început am avut așa o chimie și ne-am înțeles foarte bine, dar cred că ne-am apropiat și mai mult de când Adina a lăsat așa ușile deschise la casă și m-a primit în casa ei de câte ori am venit în București și pentru asta îi mulțumesc din tot sufletul. Aici seamănă foarte legat... mult cu doamna Elena Merișoreanu. Pentru că doamna Elena Merișoreanu, vreau nu să vă știu, spun, nu știu dacă știți. Nu știu, dar am avut noroc și vreau să-i mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, draga mea, că ești primitoare, ar trebui să fii primitori. Pe mine nu m-ai primit pe la tine, bine, erai cu doi nași, erau probleme mai mari. Nici n-ai îndrăznit. Și nici n-am îndrăznit, am înțeles. Deci ai știut tu ce ai știut. Anca, în schimb, a fost bine primită la noi în casă, tu nu știu. De seară, știi cum? Da, eu cu poveștile sunt mai... Auzi, cât un pahar de vin când se putea. Ce bine când o plăcintă ceva, când mai faceți invitații din astea să vin și eu. Acum nu că n-am curent și am curent, dar n-am n-are căldură, n-am căldură. Da, te cred, lasă că și eu la Târgu Jiu. Nu mă sufletească. Și eu la Târgu Jiu sunt tot cam ca tine, așa. Nu mă sufletească. Dacă ți ajunge asta, e asta ca să ne importantă. Bucurăm și să apreciem ce vremuri trăim acum și că beneficiem de toate și înainte nu era chiar așa. Eu zic să ne mai cânte Anca ceva frumos, ne mai cânți Anca? Cu mare drag. Ce ne mai cânti? Păi de asta a venit atâta drum de la Sibiu să mă vadă pe mine, să vă vadă pe, mine, pe voi. Nu.
pe tine mai puțin. Nu ți-era dor de Anca, de mine? Mai mult pe Lavinia, cred că. Hai mă, zi și tu de mine. Dor de voi, sincer. Așa, așa, zi și de mine ceva. Și mi-am dorit mult să fie un nou format al emisiunii. Ne bucurăm și noi, ne mândrim că ai venit. Da, uite, chiar că nu ne-a spus nimic de sufrageria aceasta. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Mulțumim. Păi eu zic să ne mai faci un cadou muzical. Așa să fie. Da, mi s-a dus Bădița, o piesă mai veche, dar care... Sper să vină înapoi Bădița, ne cântă Anca Mărginean. Asta a făcut o surpriză pentru binecunoscuta și iubita noastră artistă, Adina Roșca, care îi spunem la mulți ani, să fii sănătoasă. Din tot sufletul. Și pe Anca o mai așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Când vii la București și bați la ușa Adinei, să bați și la ușa noastră aici la Matinal și Populari, cu cântecele tale frumoase. Dar pentru că trebuie să luăm și o scurtă pauză, să se pupe fetele între ele, să mai vorbească de copii, de sarcină, de nu știu, așa, de ce mai vorbesc ele. Și eu o să merg să mai vorbesc și eu cu băieții în spate, poate îl găsesc pe doi nași, să vedem cum păi se da, fac băieții. Păi da, noi băieții, între timp facem stocul fetele pentru viitor apropiat. După pauză ce o așteaptă pe Adina, deci rămâneți pe Etno TV, numai la Matinal și Populari aveți parte de asemenea surprize. Draga mea, dar da, mă bagi direct așa în pauză, lasă-mă să întreb pe Anca câți copii are. Un băiat. Doar unul. Doar unul? Da. Momentan. Un băiat. Cât să-i trăiască, cât 10, crede, să numai unul! Păi trebuie să te pui pe treabă! Da. Trebuie să te pui pe treabă, mă! Ce vrei să-ți facă? Zi, următorul. Fată, da, să mergi un pețit. Tot să meargă cred pețit. Că să copii. Să se rudească, domne, să facă o familie muzicală, să meargă la petreceri, la spectacole împreună. Și unde o găsiți pe Anca Mărginean? Pe Facebook, Anca Mărginean, dar spune-le celor exact, de acasă. Pe Facebook și pe YouTube. Și pe YouTube. Anca Mărginean. Pentru spectacole extraordinare, pentru o voce nemaipomenită și pentru cântecul ăsta frumos, care cred că
la un moment dat ni se potrivește fiecăruia dintre noi să pui, Doamne ajută, să sădești un pom și să crești un pui de om. Da. Da? După pauză avem foarte multe surprize, rămâneți la Matinal și Populari. Ne cântă și Taraful acum. Aie! Aie! Adina Roșca, draga noastră, ține-te bine! În această dimineață vei avea parte de surpriza vieții tale. Nici prin minte nu-ți va trece cine și cum îți va spune la mulți ani. Nu vrem să te facem să plângi, dar îți va fi greu să te abții. Venit, dragii noștri, din scurta pauză de publicitate cu sărbătorita noastră Adina Roșca și pentru că e iubită de foarte mulți colegi, avem surprize peste surprize până la ora 12 și vreau neapărat să-i spun bună dimineața unui om extraordinar, actriță, cântăreață, showman, woman man show, cum vrei tu, și bărbat, și femeie, și de toate. Una peste alta, bună, vă place, o iubiți, o iubește toată țara! Toată țara! Jenny Nicolau! Bună dimineața! Bună. Te iubește toată țara! Te iubește țara mea! Mă iubește mama ea! Ce faci, Jenica noastră, dar ce frumoasă ești! E ca de sărbătoarea dovleacului! Ea este plăcinta cu dovleac! Deci aveți grijă, cei care nu aveți diabet, puteți să mușcați din toate... Să muște din ecran! Din plan, neapărat și lingeți zona cu LED-ul. Sunt plăcinta cu dovleac, să-mi pregătești o cafea mare. Măi, Jenica, dar... Sunt fericită că mă trezesc dimineața de noapte. Deci mie îmi place să mă trezesc și mie. La 5, la 6, să vezi cât de sadică. Când plec de la concert și mă duc spre casă și văd lumea în stație. Da, aoleu, ce bine că vă duceți la serviciu, mă duc și mă duc acasă să dorm, așa e. Dar eu încă nu m-am trezit foarte tare, dacă mai scap câte ceva, Jenica, tu să mă ajuți, pentru că așa e cu cântările astea, cu nebunia pe care o să avem în weekend. Să nu crezi că mintea mea este mai departe de a ta. Deci să nu crezi că... Sau a noastră nici, dragile în mele, deci vă dați seama cum sunt eu, doar între fete frumoase, femei, unele însărcinate, altele cine știe, poate eu vreau urmează. Să-ți dau un sfat. Eu credeam că vrei să ne dai o veste. Nu între noi, deci poți să, pe noi să ne lași pe final de listă. Am înțeles. Dar când vei fi între femei frumoase, niciodată să nu lași să se iște discuții că nu ți-ar plăcea femeile. Adică tot ce întâlnești, că-i găină, că-i pisică, că-i femeie, că-i orice, că-i dovleciță, că-i plăcintă, o mănânci! O iubești, dar o mănânci! Nu o mănânci, o cald! Te bucur de ea! Jenica, te rog frumos, ia-l-o pe canapea noastră! Aveți o pijamasă, mă și culc! Jenny, ce părere ai de sufrageria noastră, Jenny? Mai, că uite pe tine, nu te-am întrebat! Măi, fraților, sunt atât de fericită și atât de bucuroasă de minunea asta în care vă aflați voi acum, de ceea ce s-a întâmplat aici. Vreau să-i felicit pe toți cei care au avut îndrăzneala și nebunia, pentru că trebuie să fii nebun să muncești atât de mult. Așa e. Eu știu ce a fost aici, eu știu ce a fost la fermă, eu știu că mi-a bătut inima acolo alături de voi. Cât praf s-a înghițit, câte emisiuni s-au făcut pe cât zi, miroasa. Cât am suportat pe calul care nu mergea scoica decât după iapă. Da.
da. Și eu am avut neșansa de a mă urca în căruța, Jenica, care era condusă de am ea. Tras la promo o zi întreagă. M-au pus pe cal și ea era cu căruța cu iapa și spunea, du-te după vite în partea aia. Calul nu voia sub nicio formă. El pleca după iapa. Uite, uite, deci asta așa treabă. Ar trebui toți bărbații să fie precum calul ăla. Să nu meargă decât după noi. Noi înainte și ei după noi. Deci, vreau să vă felicit din tot sufletul meu, pentru că lucrul acesta nu este numai pentru voi. În primul rând este pentru cei de acasă, pentru telespectatorii noștri dragi, care vă urmăresc și care, dom'le, vine un moment în viață în care ai nevoie de o schimbare. Da? Așa este. Noi ca artiști, noi ca actori, voi ca soliști, ne obișnuim că vorba aia, omul sfințește locul. Dar, astăzi suntem aici, mâine suntem în alt platou, poi mâine în alt platou, că asta e viața. Adică noi că te poartă unde trebuie. Important este să... Să rămână ce faci. Să rămână ce faci, să iubești ceea ce faci și să lăsăm odată pentru totdeauna răutățile astea puierile, înțelegi? Pentru că noi avem nevoie de frumusețe. Uite, și vin, n-avem timp de, vin de copii răutăți, pe lume. Sigur că da. Vin, avem nevoie de liniște, de prieteni, de, de bucurie. Avem nevoie, de un platou cu Jenny Nicolae. Deci așa se numește dovlecica asta, plăcintă cu dovleac Jenny Nicolae. Chiar dacă nu are nume, îmi pune de mâine. Mulțumim cofetăria Claus acum că tot a da, mi-am dat seama că... Jenny, da un nume pentru canapeaua noastră? Ai vreo idee sau ne spui mai pe parcursul emisiunii? Să știi că vreau să mă gândesc pe parcursul emisiunii. Jenica! Simplu! Mă gândeam și eu la Jenica, jur! Jur că la Jenica mă gândeam! Să adică stea toată lumea pe Jenica! Să stea toată lumea pe Jenica, să ai seama! Adică care-i baiul? Că unii poate nu sunt demn să stea pe Jenica. Mai... Chiar dacă acum, să nu fim hai răi, să lăsăm, dar... nu vreau să fim răi. Auzi, ce? Da, ia scorpion și eu sunt gemeni. Și eu am început să spun lucruri pe nume că nu vreau să mă încarc. Ai da, înțeles? Așa e. Băi, fraților, eu știu că, știi cum e, să mănânci o pâine, dar nu la televizor. Corect. Adică eu am învățat că... mai multă pâine în bucătărie. Eu am învățat că cel mai important este să aduci bucurie oamenilor și când aduci bucurie oamenilor, n-are cum să-ți meargă rău, pentru că cei de acasă îți transmit. Chiar dacă noi ne uităm acum la un ecran atât de mic, cei de acasă sunt foarte mulți care ne privesc și se gândesc cu bine la noi și eu mă gândesc la tine mai mult în dimineața asta, pentru că vreau să fie o zi specială pentru tine, vreau să te simți special. Specială, pentru că tu ești un om minunat și noi mai avem o altă surpriză pentru tine. O artistă, dar fii atentă de unde e, că contează de unde vii, vorba aia. Vine de la Dănciulești, măi. Păi, și are pile aici, ca să înțelegi. Măi, dar și frumoasă, și deșteaptă, cântă și bine, are niște cântece extraordinar de frumoase, imprimate la Chișinău. Cine crezi că e? Plină cine de viață. E surpriză și la mine? Ieri ne-am întâlnit la un spectacol frumos. Bună dimineața, Marcela Fota! Mergem unde? Aici stăm acolo. Să te pup? Și ne bucurăm să te avem. Mă, dar de ce tu prima, mă, trebuia să o pup pe Adinuș prima? Știi cum e, trebuie să fim aici alături de invitat, dar o invit pe Adina să vină și Adina să te pupe imediat. Da? Poate ne cânt și după aia. Da, și bineînțeles că melodiile prima am ales-o eu pentru Adina, următoarea melodie, nu tu. Tu ai ales ieri, ieri am fost împreună și am mâncat câte o ladă de mere fiecare. Și m-ați săturat sau? Ne-am săturat, apoi am fost la sărbătoarea mărului, ce am fi putut mânca? Și azi ești la sărbătoarea dovleacului. Jenny a venit cu plăcinta cu dovleac să vezi și acum. Un dovleac copt, asta e plăcerea mea maximă. Facem și un dovleac copt. Până dar dacă dovleacul, atenție, nu înțeleg dacă dovleacul este așa de bun. De ce zice, mă, ce ai mâncat dovleac? De ce se zice treaba asta? Ce ai mâncat dovleac? Eu am mâncat cântece și voie bună dimineața asta. Marcela Fota, cântă-ne și bucură-ne! Doamne, câte ți-am cerut, tu mereu mi-ai dat mai mult. Îți mulțumesc pentru toate, mai mult pentru sănătate.
Doamne, câte ți-am cerut, Tu mereu mi-ai dat mai mult. Îți mulțumesc pentru toate, mai mult pentru sănătate. Mi-ai dat har și frumusețe, să iubesc la tinerețe, ce-i frumos și tot ce place, și noroc în orice aș face. Mi-ai dat har și frumusețe, să iubesc la tinerețe, ce-i frumos și tot ce-mi place, și noroc în orice aș face. Mulțesc banii, pun ochii pe ei dușmanii. De bani am avut noroc și dușmanii au luat foc, măi. De muncesc și mulțesc banii, pun ochii pe ei dușmanii. Bani am avut noroc și dușmanii au luat foc, măi. Dar de ei mie nu-mi pasă, că am tot ce vreau acasă. Sunt cu omul ce iubesc, viața frumos îmi trăiesc, măi. Doamne, nici nu mă gândeam până la anii care i-am, să sădesc în viață un pom, să-mi un puișor de om. Doamne, nici nu mă gândeam până la anii care i-am, să sădesc în viață un pom, să-am un puișor de om. Orice om face ce face și tot la cuibul lui trage, să-mi liniște-mi doresc cu toți pe care iubesc, mă. Marcela Fota. Uite, acum ai ocazia să o pun pe Adina. După cadou, știi cum e. Da. Să dea Dumnezeu viața așa cum este starea ei de spirit, să aibă cele mai mari bucurii din partea celui ce trebuie să apară în viața lor. Și ce să mai, pentru o femeie, așa cum o spun de fiecare dată, eu cred că este cel mai minunat lucru atunci când devine părinte. Și cum zice Marcela Fota, să ai un băiat, cum este mamă de băiat? Să luăm aminte. Asta ne-am adunat, nu știu cum am reușit. Așa da. E. Este cel... lasă, vorbiți. Da, este cel mai minunat lucru. Trebuie să-l crească exact așa ca pe sufletul ei, pentru că fiul meu trece de 15 ori pe lângă mine, prin casă, și mi-a mâna și mi-o pupă și îmi spune: te iubesc, Marcela Fota. Aoleu, că... Marci spune, nu? Marci. Așa este. Dar la Dănciulești l-ai dus, Marcela? Cum să nu? L-ai dus, îi place, nu? Și abia aștept să...
A fost încă prea mic, am considerat eu, dar abia aștept să mai crească puțin, să-l duc pe unde am fost eu cu oile și cu vacile. Aoleu! Pe toate câmpurile, vorbesc foarte serios, nu glumesc. Păi știu ce este, eu n-am fost. Da, îmi doresc nespus să-l iau, să-l duc pentru peste tot. Pentru că ție ți-a rămas o amintire frumoasă și plăcută. Da, da, peste tot pe unde am copilărit eu. Hai, Marcela, să nu dăm. Da, era frumos. Era frumoasă, dar nu prea. Că munceam în fiecare dimineață, ne trezeam. Recunosc că e mai frumos să stai în centru la cafea, da. Și e mai frumos să ne trezim dimineața cu matinal și populari, dar vreau să cântăm la mulți ani pentru Adina Roșca, pentru că avem o surpriză pentru ea, încă una. Haide, băieți! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Adina, la mulți ani, să fii sănătoasă! La mulți ani! Cătălin Doinaș, alături de ea, să-și spun la mulți ani, soțul ei. Bună dimineața, Cătălin, să trăiască soția, să fii așa. Pe obraz, măi. De unde mă trebuia să o pupi dimineața. În gură? Trebuia să o pupi în gură, Cătălin. Păi nu că e microfonul la ea. Ea vorbește mult și fără microfon. Când are microfon, s-a terminat poezia. Așa tor frumos. Adică ce așa tor frumos să mă uit în oglindă mai e des, nu? E primul Halloween în trei. Cel mai mult m-am chinuit la freză. Sărbătoarea dovleacului e la noi cea mai frumoasă în dimineața asta cu voi, așa la mulți ani, Adina. Sărbătoarea dovleacului, eu nu sărbătoresc Halloween-ul decât nici atunci noi. Când o să meargă americanii cu capra sau cu ursul. Bravo, Crăciun, bravo. Și cu sorcova. Noi sărbătorim dovleacul. Auzi, cu sorcova cam merg. Cu sorcova sunt duși. S-au dus de multe ori. Tu mergi cu capra sau n-am înțeles eu? Nu, eu merg cu decât capul. Cu capul. Noi ne-am fost, da, eu duc capra la raze în fiecare săptămână. Da, și iarna mă duc la spânzuratul de țapi. Un obicei străvechi. Auzi, două secunde, știi ce a zis el mai devreme? Adina, vă dădea el sfatul să uita așa la voi. Știi, pentru că el încă n-a rămas însărcinat să știe cum este. N-a purtat copilul. Dragii mei, eu zic să luăm o scurtă pauză de publicitate și venim înapoi cu surprize frumoase pentru Adina Roșca. Adina Roșca, draga noastră, ține-te bine! În această dimineață vei avea parte de surpriza vieții tale. Nici prin minte nu-ți va trece cine și cum îți va spune la mulți ani. Nu vrem să te facem să plângi, dar îți va fi greu să te abții. Adina Roșca, draga noastră, ține-te bine! În această dimineață vei avea parte de surpriza vieții tale. Nici prin minte nu-ți va trece cine și cum îți va spune la mulți ani. Nu vrem să te facem să plângi, dar îți va fi greu să te abții. Noștri. Mai încisesem la o sârbă. Te băgați la o sârbă, Marcela. Așa Marcela facem e noi pe pauza publicitară, ai văzut? Da. Ne bucurăm de taraful nostru drag de la... Zi tu, vecina, prezi ceva de băieți. Cum, dulceața de la Bolintin? Da, uite, a rămas fără dulceață. Da. Dragii noștri, am revenit cu Marcela Fota, bineînțeles. Dar de când toate denumirile astea? Dulceața. Mierea. Nu, așa l-a denumit Maria Mexicană. Nu, dar trebuia să-mi găsesc un nume de ăsta așa. Marcela Savariu. Gemu. Marcela e gem. De prune. De prune. Să revenim la sărbătorita noastră. S-au pus pe glume, așa e la petrecere, așa e la zile... Frumoase, nu, și dimineți frumoase. Doina, zi și tu ceva acum cât ai ocazia. Spune-i ceva soției tale. Pot, te rog. Să fii scurt. Nu, eu trebuie să... și mie unul de ăsta. Eu trebuie să obțin... Trebuie să fii scurt. Băi, am zis să lăsați.
Eu trebuie să obțin acordul și acceptul nevestii ca să pot să vorbesc, nu? Că acum eu recunosc cu mâna pe inimă, la mine în familie găina cântă, nu știu dacă și la voi. Ăla e mai răgușită, ea nu, la mine chiar are voce găina. E bine să recunoști, nu? Da. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, știți, am zis de atâtea ori că te poți baza pe mine, la mulți ani încă o dată. Ești persoana care mă împlinește, care mă sprijină și care mă încurajează. Altfel știi că ți-o luai, că nu zice așa. Nu, bravo. Că eu spun toate astea din suflet și știe și ea și o iubesc din tot sufletul și mă bucur că o ales să pășim împreună pe drumul ăsta pe care am început. Doamne, bravo, te-a binecuvântat, măi! Bravo, Doinaș! Vezi care îi lăsăm să plângă puțin și ne cântă Marcela Fota. Pentru Doinaș! Da, pentru mulțumesc frumos! Degeaba mă rog și fac cruce, când ai iubit tot mă-i duce. Nu știu, Doamne, ce mă-i face, că dragostea mult îmi place. Inima îndăcoțite și la iubit mă trimite. Doamne, tare nu mă bate, recunosc că am păcate, n-am furat în cap, n-am dat. Am iubit ce mi-a fost drag. Doamne, tare nu mă bate, recunosc că-mi păcate, n-am furat în cap, n-am dat. Am iubit ce mi-a fost drag. Și cu ochiul îi fac semn că nu sunt făcut din lemn. S-o fac să poată vedea ce zace în inima mea. Doamne, tare nu mă bate, recunosc că-n păcate, n-am furat în cap, n-am dat. Am iubit ce mi-a fost drag. Doamne, tare nu mă bate, recunosc că-mi păcate, n-am furat în cap, n-am dat. Am iubit ce mi-a fost drag. Și-o iubesc, inima să-i potolesc. Vreau să-i pun buzele moi și să-i mângâi sânii goi. Doamne, tare nu mă bate, recunosc că-n păcate, n-am furat în cap, n-am dat. Am iubit ce mi-a fost drag. Doamne, tare nu mă bate, recunosc că-n păcate, n-am furat în cap, n-am dat. Am iubit ce mi-a fost drag. Bravo, bravo! Marcela Fota! Doamne, tare nu mă bate, recunosc că-n păcate, n-am furat în cap, n-am dat. Opo! Cu Doinaș m-am mărit. Așa e, bravo! Bravo, bravo! Bravo, Marcela!
Bravo, Marcela Fota! A fost o dedicație pentru o sărbătorită pentru Adina Roșca. Mai mult pentru sărbătorit. Mai mult pentru Toinaș, săracul, că n-a apucat să zică prea multe. Eu sunt omul din umbră și păi nu mă, dar el este, noi am decis să... să fie pentru Doina și eu cu Adina. Nu știu dacă înțelegeți. Adică noi am... Melodia. Adina a decis această melodie. Am înțeles. Dragii noștri, să ne revenim, că cine știe ce iese de sărbătoarea dobleacului. Sincer, de acum încolo ar trebui să gândească puțin. Eu zic să iau de lângă tine. Să iau de lângă tine, că cine știe ce le mai zici, să ne cânte numai bine, bine împreună. Soț și soție. Cătălin Doinaș și Adina Roșca.
Bravo! 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 Am primit un cadou muzical și de la Adina și Cătălin, chiar dacă este ziua Adina. E un cântec drag mie, de altfel. Da, eu mi-aș dori să audă telespectatorii și varianta aceea între Lavinia și Costineagu. Pentru că nu păi știți. Păi nu, el și ce face, ascultă la mașină CD-ul primit în dar de la voi, mai anul trecut, așa să zic, și se bucură de versuri, dar nu poate să le locuiască. Acum regretă că n-a ajuns și el vreun artist, vreun interpret. Da, da, exact. Dar ce, te-a învățat Florin Burescu să umbli cu rochia până în pământ, să o târăși pe jos? Păi de la el am învățat. Mai mătură din când în când pe aici, că da, na, da. Se vede aici. Se vede că e praf și am zis să-și iau o rochie mai lungă. Scoica mea frumoasă, din suflet îți mulțumesc pentru cafea. Îmi cer scuze că m-am uit pe telefon, dar joc la bursa americană și vreau să văd unde mi s-a ridicat nivelul. Cota. Eu zic să luăm o pauză publicitară, așa, să mai dansăm, să ne mai bucurăm ca să mai avem timp să pregătim surprize. Și venim cu surprize. Pauză publicitară. Am revenit, dragii noștri, cu voie bună și avem pe Jenica, Jeni Nicolau alături de noi, pe care o iubim și ne bucurăm. Eu sunt plăcita cu dobleacă special preparată pentru dumneavoastră astăzi. Tocmai vin dintr-un turneu. Am avut un spectacol la Scara, la Scala de la Bloc și să știi că eu mă duc foarte des la Milano la cumpărături, un second hand acolo la mine în cartier. Pe colț, știu că mai mi-au și eu de acolo. Azi vreau să fac o dedicație specială, este ziua scumpei mele copile, Georgiana, te iubește mama cu tot sufletul, să fii sănătoasă, Georgi. Să-i trească și fetița aia minunată pe care o are. Nu, Georgiana mea este nepoțica mea, e fata surorii mele, dar ea e cu două mame. Nu sunt mătușa ei, sunt mama ei. Te iubesc, Georgi, la mulți ani și din partea tăi, tăia mami te iubește. Și vreau să vă cânt, am niște vecine foarte simpatice. Le știu, da. Le cunoști, ca avem toți. Cine cu cine, care pe care, toată ziua, printre gardul. Bă, care ești acolo, bă, care ai pupat-o în ureche? Băi, ai mâna, fetii din... Și că, aoleo, din, da. Am dat un sfat la bărbați. Așa. Și ți-l dau și ție și domnilor din taraf. Yeah. Da? Aveți grijă. Când mușcați fata de buză și stați cu mânuța în bluză, așa, să nu vă înțepe vreo meduză. Aoleu! Jenica, cântă-ne, că cine știe ce sfaturi ne mai dai. Uite, face băiatul semn să, cum să țin... Să cânti! Să țin... Știi că mulți fac invers, știi? Adică cântați, acum el îmi face semn cum să țin. Mamă, eu nu lucrez cu mâinile, că sunt prea deșteaptă, hai! Veselie cu Jeni Nicolau! Hai!
Moldenii! Genica, vino, dragă, pe canapea să le bârfim și noi, să le vorbim și noi pe vecinile astea. Da. Ia fă-ți loc acolo, stai și tu, Doinaș. Iată, aș minți dacă aș spune că nu-mi place să bârfesc. Nu, no, nu! No. Dar care este ăla? Care nu vorbește. Care nu-i place. Eu îl mănânc încălțat. Cu fulgi cu tot. Cu fulgi cu tot. Cu păr, cu chelie, cu... Mă, știi că mai sunt care zic, nu, eu nu, nu-mi place, nu, eu nu vorbesc. Știi, nu mă ascult. Dar nu mai ascult. Dar știi cum, nu, dar știi cum facem. Mai fiecare să facă ce vrea. Adică eu nu... Fii atent aici. Tehnică. Eu nu mă bag, n-am vorbit în viața mea, nu vreau nu să vorbesc. Ei, nu mă interesează. Dar, aș spune așa, ca să nici nu e ca bârfă. Este o mare jigodie. Deci să nu o luați ca bârfă, că pe mine nu mă interesează. Nu mă interesează, dar... Dar vreau ăla, să știu. Eu nu înjur, dar să se aleagă și da, să facă. Dragii noștri, avem o sărbătorită și vreau să mai discutăm cu soțul, Doamne ajută, de ziua aia. Așa. Poate lasă și pe Cătălin Doina să vorbească și fii atent, Cătălin. N-am șanse, când suntem în același timp, în același loc amândoi. E hai, greu. Lasă că vă contrazic, când ne-am întâlnit noi patru, eu cu Adina, cu tine și cu Cosi, voi aveți discuții acolo separat, n-a să-ți chiar muți, nu vă mai tot da, atât. Da, pe da, da, nu, că... De asta zic, acum trebuie vreau să vorbească motivație cu noi, nu e Costi și e da, eu și da, Costi e soțul, ca să înțeleagă și de acasă. Doinaș. Ai vorbit atât de frumos de soția ta. Da, am vorbit din suflet. Din adică suflet. Eu nu pot să spun lucruri. Spune-mi prima întâlnire. Aoleu. Nu știu prima întâlnire. Iau ei acum. Noi ne știm de foarte... Ei își mai aduc aminte. La vârsta lor. Noi ne știm de foarte multă vreme, dar foarte mult timp n-am avut nicio treabă unul cu celălalt. Adică Doinaș avea drăguță. Ea avea drăguță, adică ce ne-am frumos întâlnit. Știi cine ne-a legat pe noi cântecul? La un spectacol pe malul mării. V-a prins și v-a legat așa? De fedeleș! I-a legat fedeleș! Și la mâini și la ochi. Și la mâini și la ochi. Și n-am mai văzut scăpare. Să spune că dragostea când te lovește, te lovește. Când te pălește. Și spune-mi trei calități ale soției tale. Cred că ar începe mai bine nu, cu defectele. Nu, mai las-o-l, mă, măi, măi, băi. Acum, depinde din ce parte privești calitățile și defectele. Este foarte convingătoare, este ambițioasă, este bravo, altruistă, este sufletistă. Deja mai mult decât i-am cerut. Curajoasă, este o femeie curajoasă. Nevastea mea e femeie curajoasă. Yes. Și să nu stai în cale ei când are dreptate și când are dreptate. Și acum, ca o regulă generală pentru toți bărbații, din așa, propria experiență, să nu-ți contrazici niciodată nevasta. Nevasta, niciodată. Ai foarte mare posibilitate să ai dreptate în ceea ce spui, dar decât să ai dreptate, mai bine să ai liniște. Nu spune mie, atenție, eu sunt geamănă ca el, bărbatul meu e ca ea scorpion. Ce te soțile... balanță. Eu-s balanța. Aerian, spuneți-le soțiilor de scorpion, vreau să le spun acum. Indiferent că au sau că nu dreptate, ei au dreptate! Da, aia am zis și eu, că decât să ai tu dreptate, mai bine să ai liniște. Mai bine să liniște! Nu? Știi ce? Este singurul bărbat și om după planetă care m-a învățat să tac. O, aplauze, bravo! M-a învățat să tac, pentru că indiferent ce aș face... Da. Dă meditații? Da, bravo! Plătim oricât, nu se pune problema. Am învățat să tac. Acum vreau să întreb pe Adina Roșca, sărbătorita noastră, să spună despre soțul ei trei calități. Roman. Păi, eu mereu spun că este echilibrul meu, că eu dacă sunt un pic, dacă eu încerc să dau cu capul, el este cel care vine de fiecare dată în spatele meu și după aia mă pansează, mă menajează. Ce vezi? Ai făcut bine, dar te-am lăsat să faci cum ai vrut tu. Este iubitor, iubăreț sau cum vreți voi să spuneți și iubăreț, da, iubăreț. Așa. Te iubește pe tine. Este și el curajos, mereu, nu? Dar nu întotdeauna. Și cred că și din punctul ăsta de vedere ne completăm, că asta nu e o calitate, dar face bine, că am zis deja că este echilibrat. Deci el pune în balanță. Stă și se gândește și analizează o chichiță de multe ori. Zic, mă, Cătălin, ești în gară și aștept să vină trenul. Și atâta te uiți în tren și până la urmă nu urci în tren și a plecat trenul. Și tu, că după trenul și după... Asta nu ieri să nu fugi niciodată. Într-un ardelean și în sămânță de olteancă. E cinstit, e corect, prea corect. Prea corect. Adina, e greu să o oprești, e greu. Așa. Nu poate. Dar foarte bine, eu zis, dacă așa... Eu ți-am zis, mi-e oltean, că domne. Mie îmi place să oprești. Dar, Adina! Nu, mare greșeală. Să o fac atent, Adina. Mare greșeală. Și pe tine vreau să te întreb, da, și vreau să-mi răspundeți pe rând. A schimbat ceva vestea asta minunată că o să fiți părinți? Între voi doi,
Mă, între noi doi, ne-a schimbat complet, ne-a schimbat orizontul. Noi ne făceam planuri pentru anul viitor unde să mergem în concediu. Lasă planul, nimic. Ne facem planul sentimental. Simțiți că v-ați apropiat mai mult? Simțim că ne-am împlinit. Dar adevăratul sentiment acum, pentru că nu ești părinte și eu intervin cam șocobil, îl trăiești exact atunci când îl ai în brațe. Acum am vrut să zic, acum e sentimentul ăla de surpriză, aștepți, nu știi ce o să fie, nerăbdare. Cum o să fie, nerăbdarea. Sunt o grămadă de sentimente amestecate, că e un pic de teamă, un pic de frică, pentru că nu știi ce te așteaptă. Eu n-am avut frați. Noi naștem pentru prima dată. Te așteaptă o minune. Păi te așteaptă o minune, dar n-am crescut, n-am avut niciodată un copil atât de mic lângă noi. Eu am fost singură la părinți, n-am crescut pe lângă veri mici sau așa. Îți dai seama când o să văd un om atât de mic. Pe mama și așa mi-a spus. Și ce mi-a spus mama? Mama, cum e când naști? Și mi-a spus, simți că coboară Dumnezeu pe pământ și spune mâna pe frunte. Mi s-a părut cea mai frumoasă explicație să explici copilului tău ce simți când tu ai venit pe lume. Tu când afli ca tată că ți-l aduce datul ca mamă, aoleu, nu pot să zic. Vreau să spun că eu cred că la cât de sunt de emotiv, o să plâng 3 zile, ori o să leșin de 3-4 ori. Eu zic să începeți puțin de acum, ca să facem o repetiție. Aduceți niște batiste, vă rog frumos. Da. Sau un metru de stambă, că le rupem noi. Știi de ce? Pentru că atunci când a venit pe lume nepoțica mea, deci eu am avut emoții mai rău decât fratele meu. Deci mi se părea, o certam pe cumnată mea, ai grijă cum umbli cu copilul, te rog frumos. La care ea, băi, ești nebun, e al meu, eu l-am crescut, eu știu ce să-i fac. Sunt foarte, cred că o să fiu terorist pentru familie. Dar noi o să fim pe lângă tine, prieteni tăi, și o să-ți spunem niște perfuzii. Și o să te facem să te uiți în gol. Da. Până când face copilul vreo 4-5 ani. 18 ani. Ai, ce mare. Așa. Până când face copilul vreo 4-5 ani. Și după atunci nu-ți mai punem perfuzii. Până depășim sentimentul de teamă, de așa? Frică, de Adina, vin o să mă însoțești, pe drum îți mai treci așa ne frica asta. Ne cântă de ziua Adina, nu? Da, eu am trăit-o, să știi, intens, am avut și stări de plâns, dar eu zic să uităm cum cânte frumos. Așa e. Da, e normal, dar și sunt e foarte frumos. Frumoase și așa. Exact. Adina Roșca, sărbătorita și artista îndrăgită de către dumneavoastră, să ascultăm! Hai, inima,
pe mână, inimioara mea, nu mă blăstăma. Mai fă-te că n-ai văzut câte un păcat făcut, inimioara mea, nu-mi fă viață grea. Mulțumim frumos, scumpa noastră, Adina Rosca! Mai avem o surpriză pentru tine, Adina! Uite ce buchet de flori din partea mea și a colegului meu, Valentin, pentru tine! La mulți ani! Vine singur cu mesajul de la mulți ani, sănătate, că e cea mai importantă! Se asortează tot cu plăcerea! Pentru că vine o floare pentru noi și pentru că în fiecare zi când te vedem și ne întâlnim noi ca prieteni, ne înflorim, înflorim cu toții, dar vino acum, aproape, să mai vorbim aici pe canapea. Ai avut zi tematică aici la Matinal și Popular. M-ați răscățat de numai. Și, acum trebuie să și meriți, știi? Și dacă ar fi să povestesc despre o amintire cu tine, țin minte că m-am întâlnit cu... Să afli și Doinaș, da? Da, nu mă ascund. Nu, stai liniștit. Nu, că știu deja. A, știi? Ne-am întâlnit la o petrecere artiștilor. Ea era foarte scurt tuns, așa. Era cu doamna Elena Merișoreanu, eu eram cu doamna Maria Loga și cred că și cu Victorița Lăcătușu de la noi, de la ansamblu. Cu mamele noastre de cu suflet. Cu mamele noastre de suflet. Și la care doamna Elena Merișoreanu vine și am o fată pentru tine, băi, vă potriviți. Dar nu m-a întrebat dacă sunt cu cineva. M-a luat direct de pe oală, așa, nu asta de vorbă cu mine. Mergem acolo, trage pe Adina de mână. Vino cu acea fată. Hai să te prezint aici la băiatul ăsta, că e bun. M-a prezentat acolo, am discutat noi ca să de ochii lor. Spunea băiatul ăsta că e bun, are servicii, are salariu. Salariu, are televizor. A terminat ceva în genul ăsta. Are și școală. Are abonament cu minute incluse. Are și școală, vorba aia. Are și școală. Și de atunci am rămas foarte, foarte bun prieten cu Adina. Bineînțeles că fiecare, așa cum a spus, eu aveam o drăguță, ea avea un drăguț, după care l-a cunoscut pe Doinaș. Și drăguțul i-am spus, băi, Adina... L-ai luat pe Dumnezeu de picior, pentru că e un băiat extraordinar. Acum și... trebuie să dau eu de băut, așa ai? Păi da, că e ziua aici și mă gândeam să-mi fac... Cineva trebuie să plătească pentru toate astea. Băi, nu mă doare gura să zic două, trei vorbe frumoase, să beau și ceva după emisiune. Că se simte că e băiat finuț. Se simte că e băiat finuț. Dragile mele, fete frumoase, mulțumim. Pentru că l-am și eu pe Doinaș, mai vorbesc cu el, am zis să-i mai fac o surpriză Adinei. Ca să rămânem noi doi să vorbim, să le lăsăm ca muierile, ca să zic așa, cum zicea, să vorbească câte ori vrea și nu ori vrea, dar știu eu că următoarea invitată e cu adevărat următorul invitat, stai că mai avem și o invitată, dar avem surprize multe, următorul invitat te apreciază și te iubește foarte mult și a zis, băi Valentin, vreau să vin în dimineața asta, am avut cântări toată noaptea, dar în dimineața asta mă trezesc special pentru Adina, pentru că de fiecare dată când am făcut emisiuni, m-a invitat și m-a prezentat extraordinar de bine. Am rămas prieteni pentru că o apreciez ca artistă, pentru că e frumoasă și mi s-a lipit de suflet. Cine să fie? Ia să vedem. Nu știu. Este un prieten vechi de-al meu și foarte bun, Daniel! La mulți ani, Adina! Hei, bună dimineața, salutare tuturor! Dacă se poate, Adina, să mergi acolo la el. În casă, nu, dragă. La Vinia, dragă, vă felicit! Mulțumim! Adina! Uite, ți-l mânez acest buchet de flori. La jumătatea drumului, mulțumesc. Este, l-am ales ca simbolizând sufletul tău frumos, ce se reflectă în trupul tău frumos. Deci ești în chipul tău frumos, de fapt. Mulțumesc. Ești o tipă excepțională, ai un suflet curat, ești un om demn de apreciat și ți-aduc toate omagiile mele astăzi la acest aniversar. Să fii sănătoasă și îți mulțumesc că te-ai gândit să mă inviți. Îți salut din stin și invitați. Doamna Jenny Nicolau deja plânge. Doamna Jenny, sărut mâna. Domnule, dacă mai... Daniel Trifu, mergi acolo, te rog frumos, la locul de cântat și bucură-ne în dimineața asta. Gata, salutăm și orchestra de stin și muzicanți prezenți. Domnul Costel de la Bolintin. Mă vorbește din carte omul ăsta, serios, poet Daniel Trifu, bravo! Încântă-ne! Hai, haide. Daniel Trifu! Păi aud caii tropăind și pe leanța tot rezând, măi nene. Ce mai râde, ce mai strigă, dar mă uit că-i gol în pungă, nene. Ce mai cai am călărit, mă, și ce bani am cheltuit, of, of. Și ce puicuțe am iubit, mă, și ce haine am terfelit, mă.
te leanță, te învârtește și-a dă banii, dă-i cheltuiește leanță. Și mai du-te la învârteală și-a dă banii, dă-i cheltuială leanță. Ce mai cai am călărit, mă, și ce bani am cheltuit, of, of. Și ce puicuțe am iubit, mă, și ce haine am terfelit, mă. Zice că sunt bătrân, că bea o cană cu vin, măi nene. Și rad barba până la os și mă fac tiner frumos, măi nene. Ce mai cai am călărit, mă, și ce bani am cheltuit, of, of. Și ce puicuțe am iubit, mă, și ce haine am terfelit, mă. Păi întreabă tu haina mea, câte-au mai dormit pe ea, măi nene. Câte-au mai dormit, măi frate, n-o lua una ca s-o calce, nene. Ce mai cai am călărit, mă, și ce bani am cheltuit, of, of. Și ce puicuțe am iubit, mă, și ce haine am terpelit, mă. Ce mai cai am călărit, mă, și ce bani am cheltuit, of, of. Și ce puicuțe am iubit, mă, și ce haine am terfelit, mă. Bravo! Bravo! Mulțumim, Daniel Trifu! Daniel Trifu, un om extraordinar! Doamne, mulțumesc! Mai cuvinte de laudă. Așa este. Uite mereu. Câtă viață are! Energie prea pozitivă. Și pozitivă. Prea pozitivă. Prea pozitivă. Eu mă bine dispun ori de câte ori îl văd. Îi mulțumim, este prieten vechi al nostru, al emisiunii Matinal și Popular și al postului Etno. Și ori de câte ori ne trece pragul, este o căldură și o bucurie în suflet. Că eu de când i-am cunoscut m-am declarat fan al tarafului de odinioară, așa că să fie fără supărare. Deci așa ești între oameni doi. Ce frumos, îi place și lui Dumnezeu. Și că tu n-ai spus de taraf. Draga mea sărbătorită, păi noi avem cel mai tare taraf. Corect. Da, dumneavoastră de la Bolitin, domnul Costel și taraful. E. Păi eu zic să vă ascultăm, dragii noștri, cu o piesă frumoasă, da? Thank you.
frumos! Cu taraful nostru să fie un mare, mare clarinetist, am și emoții, maestre. George Udilă, în dimineața asta la Matinal și Populari, alături de acest minunat taraf și, bineînțeles, tatăl dumneavoastră, mare acordeonist. Se pare că talentul la dumneavoastră în familie a fost pus de Dumnezeu cu carul. Vă mulțumesc foarte mult, dar eu sunt cu frații mei și am fost invitat de domnul Costel și nu pot să-i refuz. Cu toate că nu dorm dulceața noastră. Nu dorm de trei zile. Dar spuneți de ce îi spune dulceață, pentru că în momentul în care pune mâna pe acordeon, pe lângă că îi pune mâna pe acordeon și cântă dulce, are și o fabrică de miere. Vorbi serios? Păi și acum ne spuneți. Ați dat din casă. Așa este de când era copil, așa îi se spune, fiindcă pentru că are dulceață, domne, ți-i intră la suflet. Eu le-am spus că poate să se îmbogățească. Să-și deschidă o fabrică de zahăr. Pentru că sunt aici în fața unor așa de mari, așa de mari artiști, nu numai instrumentiști. Vreau să le spun ceva celor de acasă. Acum se spune că se cântă greu, se cântă complicat, se cântă de nu mai știi ce să cântă. S-o cânta greu pentru cine aude greu. Pentru profesorii de la conservatoarele lor aici, e, oamenii ăștia, de aici spune miere. Că orice om neavizat a simțit că te topești, că poți să cânti perfect, da? Perfect dacă n-ai simț muzical, da? Și te naști cu lucrul ăsta. Eu vreau să-i aplaudați de acasă și bravo, aplaudăm și noi aici. Mulțumim și mai spune maestru Cupioara. Mulțumim. Ne cunoaștem, da. Domnul Florian. Iulian, băiatul. Iulian tot dulceață, că e... Natalia, ești dulceață de coacă, zeile de afine. Mai... Nu? Eu sunt marmeladă. Natalia, ești marmeladă. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, dans voie bună, avem aici sărbătorită, avem ziua dovleacului, eu propun să ne cânte un artist mare și care vă este dumneavoastră drag și nouă, pentru că nu mai suntem colegi, și să ne cânte o melodie frumoasă. Nu mai suntem colegi? Două inimi... Păi nu, că acum tu ești artist, am eu înțeles, sunt Lavinia. Mulțumesc să ne încânti copii deci frumoasă, cântă Valentin? Când două inimi se unesc. Cum? Cânti înaintea mea? Da. Cu vocea ta înaintea vocii mele? Vrei, dragii, să plec? Mei.
Nu, Jenica, rămâneți aici, că urmează. Pentru că tu ai farme cu tot, bine, minunată. Pe pauza de publicitate vreau să fac o doină, să plec de sub țambă. Dragii noștri, vreau să cânt în dimineața asta când două inimi se unesc. Pentru Adina, pentru că e sărbătorită, la mulți ani îi spun din suflet și bineînțeles pentru soțul ei, să dea Dumnezeu ca inimile voastre să bată una lângă cealaltă toată viața și să vă iubiți de acum înainte, într-una, o inimă așa într-una, cum vă iubiți în momentul ăsta și să creșteți pruncul ăsta minunat care o să vină pe lume în dragoste și împlinire. Când două inimi se unesc. În lumea mare o dragoste curată, și când credeam că nu găsesc, a apărut deodată. Am căutat în lumea mare o dragoste curată, și când credeam că nu găsesc, a apărut deodată. Când două inimi se unesc cu dragoste curată, nimeni pe lume n-o să poată ca să le mai despartă. Când două inimi se unesc cu dragoste curată, nimeni pe lume n-o să poată ca să le mai despartă. Am vărsat odată, nu vreau să-mi amintesc. Poate că ele-mi sunt răsplată pentru ce astrăiesc. De la când am vărsat odată, nu vreau să-mi amintesc. Poate că ele-mi sunt răsplată pentru ce astrăiesc. Când două inimi se unesc cu dragoste curată, nimeni pe lume n-o să poată ca să le mai despartă. Când două inimi se unesc cu dragoste curată, nimeni pe lume n-o să poată ca să le mai despartă. Fericirea mea ca într-un vis trăiesc, din care n-aș vrea niciodată ca să mă mai trezesc. Am găsit fericirea mea ca într-un vis trăiesc, din care n-aș vrea niciodată ca să mă mai trezesc. Când două inimi se unesc cu dragoste curată, nimeni pe lume n-o să poată ca să le mai despartă. Când două inimi se unesc cu dragoste curată, nimeni pe lume n-o să poată ca să le mai despartă.
Bravo, Băinaș! Bravo, Bălin! Fără gura ta, Dinuța, Albinuța! Bine ați venit! Bravo, Băinaș! Mi-a plăcut foarte mult! Mi-a plăcut foarte mult! Vreau să le transmit tuturor telespectatorilor toată căldura din sufletele noastre, tuturor prietenilor de pe Facebook, care sunt mulți, 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 mulți și ne urmăresc. Și eu când acum... Da! Da, tu geni! Să mă retrag. Programul tău e geni! Este o piesă, fiți atenți, se numește Împodobește tată Bradul. În avans de Crăciun. Și trage mai aproape gardul. Deci, Împodobește tată Bradul, sunt live cu toți prietenii mei de pe Facebook, cu toată țara, cu toți românii din toată lumea. Te iubesc, de la Matinal și Popular, mă iubește țara! Bravo, Jenica! Jenny Nicolau, mulțumesc din tot sufletul meu și vă transmit așa toată căldura mea din voce. Oamenii ăștia știu despre ce vorbesc, câtă întindere pot să am. Da? Vrei să-ți cânt o doină? Ia cântă-n-o de... Bagă-te sub țambal. Fără orchestră, că ei nu știu să cânte cu mine. Să-mi iau tonul. Mulțumim! Jenny Nicolau, și că vrei să știu că o știi toată, dar nu, ne-o cânt în pauză. Păi e 16 strofe, nu vrei să o cânt aici până la 4 după amiază? Nu, pentru că am o surpriză pentru Adina Roșca. Vă și nu vreau mulțumesc să aștepte. Și vă iubesc. Da, pentru că tu ești sărbătorita noastră, pentru că vreau să spunem la mulți ani, secundă și minut de minut în emisiunea asta la noi, la Matinal și Populari. Și avem o doamnă care te iubește enorm, ți-a fost ca o mamă, ne-a făcut nouă întâlnire. Atunci știu și cine e pregătită e. Să vină aici doamna munților, Crăiasa munților chiar, care ne aduce cânte cu ciobănesc cum nimeni n-o face. Doamna Elena Merișoreanu! Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Elena! Bine ați venit! Eva! Haideți la canapea, vă rog! Bună dimineața, doamna Elena Merișoreanu, mulțumim că ați venit în dimineața asta să fiți alături de, pot să spun chiar, fata dumneavoastră, Adina fata Roșca. Fata mea de suflet. Fata cea mică. Cea mică de suflet și băiatul de suflet. Aș vrea să luăm loc împreună pe canapea, să mai vorbim una alta. Hai să mai vorbim și noi. Care, unde că stă mămica? Stați mai aproape de mine, dumneavoastră, așa aș fi, dar nu contează. Luați loc acolo, că e bine. Lasă-mă, stă tineretul lângă tine. Dumneavoastră, că vreau să vă întreb câte ceva. Luați loc. Măi, să știi că aud și de aici. Da? E bine că auziți, e da? Bine că ne auziți bine. Domnilor, stimați telespectatori, vă vorbim nu te auzi, Genico.
Nu e microfon ăla, e și Dovleacu. Dovleacu nu e amplificat. Nu e amplificat Dovleacu. Doamna Elena Mirișoreanu. Mi-aduc aminte de Dovleac și să știi că deja mai zice că noi nu aveam. Nu, la mine țară se făcea Dovleacu, se băga lumânare în ea și punea afară când era mici, că e babau. Da, asta le povesteam și noi. Făceam tot felul de fețe. Sigur pe... Da, le, da, așa scutam, e. Ca să zic așa, în Dovleac și le puneam și dimineața băbuțele când plecau la tămâiat să speriau. Da, așa e. Tu, cigă te fumul tămâi, ce ai pus mă acolo în gard să mă speri? Așa e. Dar să revenim la sărbătorita noastră. Vreau să vă întreb, cum ați cunoscut-o și de câți ani s-a legat dragostea asta a dumneavoastră pentru scumpa noastră Adina? Întâi am cunoscut-o pe ea, mai târziu l-am cunoscut Cătălin. Pe... Cardelen, eu mai încet, eu din urmă. Da. Auzi, când am văzut-o pe Adina prima dată la televizor, am zis, Doamne, ce fată faină! Când i-am văzut ochii așa frumoși, pe urmă m-am întâlnit cu mama ei și cu ea și spunea că tare mult ar vrea să vină în București, că acolo la Făgăraș e mai departe, e mai greu, nu știu ce. Și uite că Dumnezeu a deschis o portiță aici la voi și a cu venit... Cu ajutorul dumneavoastră. Ajutorul lui Dumnezeu și cu talentul ei și cu așa cei este. Care au angajat-o. Pentru că și-au dat seama că există talent, există aspect fizic deosebit și atunci... au rămas aici. Eu vreau să vă spun că momentul când a venit ca să dea o probă, mi s-a spus, zice, să ia și costumul aia. Era ora 1. La 3 începeau dedicațiile. Da. Când am văzut-o... Au băgat-o direct în dedicații. Când am văzut-o, eu am așezat și am zis, dar nu se poate, au și băgat-o. Adică m-a uimit, pentru domnule, că s-a descurcat atât de bine. Pentru că Adina e talentată și pentru că cei de la Edno sunt profesioniști și și-au dat seama că ea are talent. Ei, vreau să spun un singur lucru, că am dat telefon și am zis, cum a fost, cum se pare? Îți mulțumim frumos, să știi că noi am făcut o achiziție cu Adina Roșca. Da. Așa că... Au trecut 5 ani de atunci. Ia că au trecut 5 ani. Și am învățat și mai mult de aici, în colectivul acesta frumos, o altă familie pentru noi, așa pentru este. Că se întâmplă adesea să-mi petrec mai mult timp la serviciu, se întâmplă până acum ceva mult vreme, mai să aici. Petreci mult mai mult timp cu cei de la serviciu, cu minunații colegi, decât cu cei de acasă. Cel puțin părinții noștri chiar sunt departe. Și ce să mai spunem de doamna Elena Mirișoreanu, o iubim și o respectăm. Și de fiecare familia dată... Familia mea... Toți o iubesc pe amândoi bărbate meu. E trup și suflet pentru... Și pentru că noi sărbătorim astăzi și ziua Dovleacului și să ne amintim de copilărie. Jenny Nicolau are suflet de copil și bineînțeles că Lavinia și ea este un copil, chiar dacă la rândul ea are copii. Păi așa trebuie să fii, Vali. Eu am suflet de nebun. Ele deja s-au apucat. S-au apucat de treabă acolo. Brâncușul din ele iese la suprafață. Vreau... Cine mi-a dat, mă, Dovleacul ăsta? Auzi, Valentin, vreau să spun cu Jenny Nicolau. Mi-aduc aminte cu ani Scutați în urmă. Scutați, Dovleci, cu ani la... în urmă. Auzi, mergeam la ea acasă, Dumnezeu să o odihnească pe mama ei, care ne făcea o cafea care n-am să o uit niciodată. Era o femeie deosebită. Și Jenny întotdeauna a rămas tot așa nebună cum o știu eu. Da, pentru că e o nebunie frumoasă. E o nebunie foarte frumoasă. Nu vreau să vă întrerup pentru că dumneavoastră povestiți atât de frumos despre invitați, despre Adina. Și despre Doina și despre tot ce se întâmplă în folclorul ăsta. Pentru că așa cum a spus mai devreme Anca, de Adina, că o primește la București, dumneavoastră ați primit toți artiștii din provincie și v-au călcat pragul și au dormit acolo. Dar, pentru că noi o iubim și mă repet și o spun asta din suflet, eu personal țin foarte mult la Adina și am mai pregătit o surpriză, o surpriză de suflet, echipa noastră de la Matinal și Popular, care e formată din oameni minunați și le mulțumesc și mă bucur că lucrez cu asemenea oameni de la care am ce să învăț și cu care îmi petrec timpul atât de frumos. Draga mea, avem un moment special pentru tine, un moment care cu siguranță te va sensibiliza și aș vrea cu toții acum în liniște și cu sufletul să privim acest moment frumos pregătit de echipa Matinal și Popular. Thank you.
Adina. O fată blândă, o voce dulce și o apariție de zile mari. Astăzi este ziua ei. Și da, reporterul emisiunii Matinal și Populari a aflat câteva lucruri despre colega noastră dragă de care ea a uitat sau nu își imagina vreodată că se vor afla. Nu s-a visat de mică îmbrăcată în port popular și bucurând oamenii cu glasul ei cald. Nu, nu. Doamnelor și domnilor, Adina Roșca a vrut să devină coaferiță. Da, ați auzit bine? Coaferiță. Coafa toate păpușile, iar apoi le ducea în oraș sau la nuntă. Ei bine, se pare că viața i-a pregătit altceva. În copilărie era o fetiță tare dulcică. Și dacă nu ne credeți, avem dovada. Toți prietenii îți doresc tot binele din lume. Multă șampanie, multe flori, cadouri pentru tine. De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Până în clasa a cincea, nimeni nu bănuia că Adina va deveni o artistă îndrăgită. Dar domnul profesor Negrilă a fost cel care i-a descoperit calitățile vocale. Ochii badei îmi sunt dragi, că-s frumoși ca două fragi, că-s frumoși ca două mure crescute vara în pădure, că-s frumoși ca două mure crescute vara în pădure. Și apropo de bade, cel care i-a furat inima frumoasei cântărețe și a reușit să o convingă să spună da, este nimeni altul decât Cătălin Doinaș. Dar nouă ne-au curs câteva lacrimi când am văzut asta. Mama, ești un magic tablou, un cuvânt cu eco, cel mai mare cadou, te port în sufletul meu. Draga noastră Adina, să te bucuri de fiecare clip a vieții tale, iar noi, echipa Matinal și Populari, te îmbrățișăm și te pupăm. Dar asta o să o facem imediat. La mulți ani! De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Este ziua ta! De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Emoționant moment, văd că au curs câteva lacrimi, era și normal. Normal, că sunt fotografii pe care eu nu le-am văzut de foarte mulți ani și pe care le aveți de acasă, de la mine. Da, și pentru că echipa noastră a vorbit cu mama ta, cu tatăl tău și am vrut să-ți facem o surpriză frumoasă, sper că am reușit și lacrimile mulțumesc din ochii tăi spun asta. Tu ești un om minunat și pentru că ești un om sensibil, de asta ai crescut atât de frumos în familia Edno și cu siguranță o să îmbătrâniți împreună frumos alături de noi, de Edno. Vreau să mulțumesc încă o dată echipei Matinal și Populari că au realizat, zic eu, un moment frumos. Eu le mulțumesc frumos că au fost șmecheri de data aceasta. Și mulțumesc cred frumos că filmulețul ăsta montat atât de bine și de frumos o să-l păstrez în casa sufletului tău și o să îți amintești de fiecare dată de noi și o să-ți amintești de fiecare dată că ai prieteni și că ești iubită. Dar pentru că doamna Elena Merișoreanu ne cântă și ne încântă de fiecare dată, e acolo pregătită alături de taraful nostru minunat de la Bolintin, domnul Costel de la Bolintin. Vreți să ne spuneți ceva, doamna Elena, de acolo? Păi cum, pe lângă faptul că încă o dată îi urez la mulți ani, să dea Dumnezeu să aibă parte de cel care va veni ficiorul ăla frumos și să ne vedem la botez împreună cu părinților, cu cei dragi și de cu acolo noi din Făgăraș și bineînțeles și cu familia, minunat care cu e familia acolo, Etno. Și întreaga echipă ne cântă, și nu în ultimul rând orchestra care da, e minunată. Doamna Elena Merișoreanu. Hai, hai, sus
se vând cu muntele lui, e inima bagel lui, ai hai. La coliba dorului, unde am sărutat întâi, ai hai. La coliba dorului, unde am sărutat întâi, ai hai. Pe cărarea dealului, pe unde am urcat întâi, ai hai. Și printre faci pentru ochii baie dragi, ai hai, 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 măi bădiță ardelean, cu cheptar, cu buzunar, ai hai. Fă-mă și pe mine băciță, să-mi înnoiele strunguță, oi hai. Fă-mă și pe mine băciță, să-ți mânoiele strunguță, oi hai. Eu mândruță mică-i lua, dar mică nu ți-o plăcea, oi hai. Că vin ploi și sorăcii și tu nu poți ciobăni, oi hai. Oi hai, ia-mă că m-o învăța cu frigul și vremea rea, oi hai. Că mi-e drag să stau la stână, să te aștept cu voie bună, oi hai. Că mi-e drag să stau la stână, să te aștept cu voie bună, oi hai. Când mi-e când la trăpedungă, eu să-ți cânt banie din frunză, oi hai. Că mi-e drag să-ți fiu băciță, să-ți fac cine măi bădiță, ai hai. Mămăligă și cu cașca, poiana și să lași, ai hai. Că mi-e drag să-ți fiu băciță, să stau cu tine bădiță, ai hai. Dragii noștri, am revenit tot cu surprize pentru Adina. Mulțumim încă o dată Tarafului pentru momentele astea frumoase. Auzi, eu nu știu de ce, cred că datorită domnului Dulceață și datorită Tarafului, am impresia că este sfârșit de săptămână, nu că e început de săptămână. E început de săptămână. Și eu la fel, nu? Așa începem săptămâna și nu se știe că puteai să-mi faci mie ziua astăzi, că chiar dacă sunt 7-8 luni mai devreme. Eugenica, pentru că sunt invidioasă pe frumusețea asta care a primit așa. Eu sunt puțin tristă, mi-a dat să sculptez un dobleac și am făcut dobleac. Uite ce frumos, da. Uite ăla cu cățul așa. Ați lucrat bine cu dovlecei, dar vreau să fac și o dedicație, te rog din sufletul. Știu că e emisiunea ta, știu că voi conduceți, dar lăsați-mă și pe mine să spun. Unde mă uit, la ce cameră mă uit, vă rog să-mi spuneți. Deci, nu te bagă nimeni în atenție, seamă. Atenție, băgați-mă și pe mine în seamă. Bagă camera în decolteu pentru Iulia Cotârță, prietena mea din Italia care ne urmărește, pentru Silvia Tănase, pentru prietenii mei de la Madrid, dar pentru doamna Rusta Cotârță din Albulești Mehedinți, da? Cu toată dragostea mea și pentru Georgiana mea, la mulți ani, scumpa mea, la mulți ani, iubita mea și pe Tea, o pup și o iubesc. Și la mulți ani din partea lui Mariu, soțul tău și a surorii mele, Adriana, și din partea lui Auraș. Vă iubim noi, pe salutăm, toți. Le mulțumim. Mai am o listă cu 2 milioane de dedicații. În pauza de publicitate vi le trimit pe Facebook. Vă iubesc pe toți. Și noi te iubim, Genica, că te-ai oprit. Mulțumim. Știu că lista ta e mare pentru că ai foarte mulți prieteni, dar și tu ai foarte mulți prieteni și foarte mulți oameni care te iubesc. Vreau doar să spui alo. 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 De ce e cu suspans? Alo! Alo! Da?
Aș mai avea nevoie de un membru, un corul de copii cristal și nu știam. Bună dimineața! Nu că v-am recunoscut din prima. Așteptam, nu știu de ce, așteptam. Cine la telefon? Așteptam o voce de damă, așteptam o voce de femeie și când am auzit mi s-a părut ciudat, am crezut că e tata în primă fază, dar nu, este domnul profesor Ionel Negrilă. Bună dimineața! Neața, Dina, la mulți ani, la mulți ani și tot ceea ce îți dorești. Și vreau să vă spun și să le spun tuturor celor care sunt și în platou și tuturor telespectatorilor Etno TV că ești un om nu minunat, e puțin spus. Un om deosebit, un om care pe mine mă face să fiu mândru de tine. Am emoții mai mult decât dacă aș urca eu pe scenă și aș cânta acum sau mai mult decât atunci când ieșeam împreună pe scenă. Și sunt lucruri care le-am trecut împreună și pe care eu cel puțin nu pot să le uit. Și întotdeauna ușa mea pentru tine este deschisă și sufletul meu pentru tine este deschis. Și îl salut și pe Cătălin. Mulțumesc din toată inima, mulțumesc frumos. Domnul Negril a fost, să spunem așa, primul filtru prin care am trecut eu când eram mititică. Da, acasă, primul meu profesor de educație muzicală. Trebuie să știe că domnul profesor a îndrumat-o pe Adina și primii pași pe scenă i-ai făcut datorită dumnealui. Da. Și n-a făcut rău. Și n-a făcut rău. Asta înseamnă că încă mai avem dascăli adevărați în țara asta și că se ocupă, iată, să ne dea mai departe valori și valori frumoase care ne bucură și prieteni, de ce nu? Pentru că o educație aleasă te face să fii și un bun prieten și tu ai o sensibilitate aparte, de asta nu pot să te las. Nu pot, că așa mi-e sufletul dimineața asta. Mulțumesc domnului profesor și îți mai dau surprize. Îi mulțumesc până una alta pentru intervenția telefonică și îi port recunoștință toată viața, este în sufletul meu și așa va rămâne. Adina. Cu tot dragul, Adina, și încă o dată la mulți ani și tot ceea ce îți dorești. Și să fii sănătoasă și cel micuț al tău să fie domnul profesor și să facă de 100 de ori mai mult decât ai putut să faci. Doamne ajută, Doamne ajută. Domnul profesor, vă mulțumim din suflet că ați vrut să intrați în direct cu noi. Vă mulțumim pentru tot ce lăsați în urmă, să creșteți mai departe generații de copii frumoase și de fiecare dată când se poate să-i trimiteți și la noi la Matinal și Populari. Draga mea, cu tot dragul. Mulțumim, drag. La revedere, o zi plăcută. Draga mea, noi mai avem surprize. Mai avem surprize. Nu, la nu Vinia, fi, cred nu că e pregătită acolo lângă invitata noastră. Să vedem pe cine a adus la Vinia. Când adus e la dovleac la Vinia, când e invitată. O prietenă dragă și frumoasă este alături de mine, venită tocmai din Londra. Iată, uite, este Claudia. Claudia Olariu. Bună dimineața, dragă. Bună dimineața. Adina, vreau să vii și tu aici alături așa, de mine. Păi stai, pentru că nu vreau să le trec prin ești fațele doamne. Ești sărbătorita zilei, ești, iată, privilegiata asta că ți-am adus numai prieteni dragi și sper să te bucure toate aceste momente. La mulțumesc mulți ani, frumos la că mulți ești ani. Alături de noi toți astăzi, drag, mulțumesc din toată drag. Inima. Ea nu a venit chiar de la Londra, a venit din Sibiu pentru că perioada asta stă un pic pe acasă. La Londra se duce la drăguțul ei pe care îl salutăm și probabil se uită cu drag și cu dor la emisiunea Matinal și Populari. Da, asta vreau să spun că nu am venit singură, vine însoțită de niște gânduri frumoase. Da. Vreau să o întoarcem pe Adina cu fața la taraf așa. Nu vă tratează pe dumneavoastră cu spatele, dar noi avem surpriză pentru Adina. Da. Rămân eu cu fața, vă bucur pe dumneavoastră. Cine vine? Nu, zic eu că trebuie să te întorci. Zic eu, acum! Să-ți verde, să-l ba, copile, te bat! Ia o floare! Bă, tu ce cauți aici? Ți-am spus că-ți facem surprize. Dă microfonul, te rog frumos. Bună ziua, dar cum fața către lipsesc? Oameni, vă rog frumos. Cum să lipsesc? Nici măcar nu m-ai sunat ieri. Adică ieri? Ce? Păi... Mă, copile, ce... Așa, zi-mi. Nici măcar nu m-ai sunat ieri și am zis, ce Dumnezeu face cochilul ăsta de nu răspunde, nu dă niciun semn, vezi? Dar știe că suntem, o să fim împreună la matinal, că o să ne petrecem, adică nu se simte și el să prost. Vină. Măcar un telefon, nu, dacă... Măcar un telefon să... Ce faci, mă, omule? Am venit să ne petrecem, știi? Că și voi ați fost la noi. Nu doar că ați fost la voi, pentru că tu ai prieteni foarte mulți și noi ne-am rugat de ei, am insistat la telefon. Știu că e dimineață, știu că nu vă treziți, că și nouă ne e greu, dar haideți să o facem
pentru Adina. Atâta special. Drum? Special. Azi atâta drum. Și vreau să mergem mai departe cu cântec, cu Claudia. Cântă-ne, draga noastră, ceva frumos. În dimineața asta, la matinal și popular, multe surprize pentru Adina Roșca. Claudia, iată, sunt pe, ți dau ție microfonul, Adina. Și urmează aici încă o familie muzicală, vezi? Da, tot ce ne trece pragul la matinal și popular. Să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine peste evenimentul nostru, că suntem cu prioritate, că suntem un pic mai mari, după care va trebui, dacă sunt și ei de acord, așa cum le-am promis, să fim părinților spirituali. Dacă ce ne ajută frumos. Dumnezeu și dacă se liniștește copilul ăsta, pe care nici măcar n-am intenționat să-l sun, să-i spun, știi? E posibil să încerc să mă sărbătoresc la matinal, pentru că zicea primul, vin! Și am zis, nu pun omul la cheltuială să vină din Londra până la București, așa, să cânte două piese. Nu l-ai pus și... tu, dar i-a făcut pentru că știam că zice da, fără să se gândească. Tu, dragă. Înainte să spun da, am venit pentru voi și pentru nănașul care, uite ce, nu știu ce ai făcut, dar e foarte tăcut și cu minte. Uite, îi face și ei un dovlecel, vezi? Că dacă tot e și sărbătoarea dobleacului aici la noi la matinal. Deci am venit pentru tine și mă bucur tare mult că sper să fi fost o surpriză. Eu, să dea Dumnezeu să fie ăsta primul, începutul. Și după aceea să urmeze 2, 3, 4, 5. Lăsăm și pe alții. Da. Robert, eu tot zic ai venit, să ne încânti tu cu o pietră. Atâta drum, cântă-ne! Haideți! Și struguri în vie, la 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 la. Ia-l Teodore, dragă măi.
Mari struguri în vie, la 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 la. Codrul verde în frunzea măie, la 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 la. Doamne, cum ne mai iubeam măie, la 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 la. Și plopii se legănau măie, la 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 la. Anos dor îl așteptau măie, la 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 la. La 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 la. Timpul eu de o trecut măi, la 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 la. Dar eu nu pot să te uit măi, la 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 la. Îmi aduc aieri aminte, la 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 la. Serile de mai înainte, la 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 la. În brațe cum te luam măi, la 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 la. Și la dragoste gândeam măie, la 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 la. Curge apa necet la vale, la 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 la. Printre flori face cărare, la 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 la. Codru-i arom înfrunzit, măi, la 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 la. Dar eu nu pot să te uit, măi, la 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 la. Aveai ochii ca cicoarea, la 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 la. Și pupam în toată seara, la 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 la. Aveai gurița frăguță, la 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 la. Eu te aștept, dragă mânedruță, la 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 la. Aveai gurița frăguță, la 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 la. Eu te aștept, dragă mânedruță, la 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 la.
o altă parte. Bravo, bravo! Bravo, draga noastră! Eu mă ocup acum cu Doinaș să facem o față veselă la domnul celul ăsta. Foarte bine, faceți voi fața că eu rup pe Adina să mai spună încă o dată. Alo! Da? Surpriză! Unde mă uit? Unde mă duc undeva, stau undeva sau spun direct alo de aici? Se poate de aici? Stai acolo și spune alo, că te aude. Alo, bună dimineața! Alo, alo, servus, Pințu! De data asta, de data asta nu mă mai puteți păcăli, de data asta vorbesc cu Dedi. Salutări, Dedi! Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața tuturor! Când era mică, asculta povești de la tata cu Pințu și Pințesa, așa că Pinț mic era și ea. Bună dimineața, salutăm echipa Etno și mulțumim că ne sărbătoriți fetița, este un lucru foarte frumos pentru noi. Adina, de acasă, de la Făgăraș, te îmbrățișăm cu drag și îți transmitem cele mai calde urări de bine, să fii sănătoasă și fericită alături de băieții tăi. Îl salutăm pe Cătălin, îl așteptăm și pe Andrei, o să ai doi băieți. Așa, te sărută mama și tata la mulți ani, la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc. Cred frumos. Cred că sunteți cel mai fericit tată și viitor cel mai fericit bunic. Da, trebuie să trecem din toate etapele în viață și urmează una, se pare, foarte frumoasă. Te țin puțin, Dedi, la telefon să-mi spui pe scurt, dacă ți-aduce aminte, chiar dacă ești emoționat, cea mai haioasă întâmplare cu Adina din copilărie. Sunt prea multe. Știi ce se întâmplă? Sunt multe. Dar nu știu în ce măsură am putea să le dezvăluim chiar întregii luni. Atunci ne vedem după emisiune, bem un pahar de suc, așa? Facem un rezumat. Și facem un rezumat. Mulțumim din suflet că... Așa, da. La mulți ani încă o dată și numai bine tuturor. Mulțumesc! Noi vă mulțumim că ne-ați dat o prietenă și o colegă minunată. Da. Asta da surpriză. Astăzi vă jucați, vă jucați. Mulțumim cu tatălui tău că ai sentimentele intrat în mele și cu băiatul meu care de azi dimineață nu așa face. Nu așa face și nu așa mișcă, nu știu de ce. Probabil simte și el ceea ce fericirea de aici. E emoționat, din siguranță. Draga mea, eu zic să ne mai cânte Claudia dacă ne ajută la vinia. Mai nu, bine să dăm prioritate lui Ionuț Pumnea, pentru că el urmează la cântat și după care mai vedem așa poate unde e Claudia. Nu trebuie să dăm din casă surprizele pentru că este ziua Adinei și îi urăm la mulți ani, iar Ionuț Pumnea va face un cadou muzical pentru ea și pentru telespectatori. Cântă-ne, Ionuț! Să dau cu mândruța mâna, să dau cu mândruța mâna, lai la 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 la. Du-mă că răsare, la 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 la. Să văd mândra ce gând are, lai la 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 la. Ai putea trece izvorul, ai putea trece izvorul, lai la 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 la. Someșe de-ar fi măi, la 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 la. Și pe la mine ai venit măi, la 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 la. Păi someșu mândră de-a fi și pe la mine ai venit măi. Glasul mândrei, oare une de glasul mândrei, oare une de la 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 la. Mie mi se pare la 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 la. Că mândra mi-e dragă tare, la 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 la.
întâlnim, doar o să ne-l potolim, doar o să ne-l potolim, măi, la 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 la. Hai mâine dros să ne întâlnim, doar o să ne-l potolim, doar o să ne-l potolim, măi, la 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 la. Să dăm drumul norului, la 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 la. Pe apa izvorului, la 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 la. Să dăm drumul norului, la 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 la. Pe apa izvorului, la 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 la. Bravo! Bravo, Ionuț! Bravo! Sunt aici la dovlecelul nostru, micuț și grăsuț, magic, bravo, uite magic, cum spunea. Da. Dovlecelul cu provocări, pentru că știți cum e, de la fermă nu puteam să scăpăm și să nu facem și provocări platou. O invit pe Jenny să extragă un bilețel, să vadă ce întrebări se află pe acela. M-a mușcat ăsta. Ia să vedem. La ce se mai folosește dovleacul în afară de decor și gastronomie? Dovleacul? Da. Uite cum e ăsta, putem să-l facem cu cuțitul și să punem o lumânare în el, să-l folosim ca veioză. Felinar! Foarte bine! Bravo! Răspuns corect! Doamna Elena Merișoreanu, este rândul dumneavoastră să extrageți un bilețel. Băi, cam multe pe aici. Îmi permiteți mie să citesc întrebarea. Ce are dovleacul și nu are cartoful? Păi cum, ăsta are semințe? Bravo, răspuns corect! Mai vrea Jenny una, ia să vedem. Și după aia să ne povestești, Jenny, că câte ceva. O să-ți mai pun o întrebare, dar nu pe foaie. Rețete culinare din dovleac. Uite, eu! Plăcinta cu dovleac. Mă puteți consuma întotdeauna în perioada postului. Orice mă radeți bine... Bine, mă frecați foarte bine. După ce mă frecați bine, puneți niște, atenție, mă încălziți bine, mă preserați cu niște zahăr pudră și mușcați din ce parte doriți. Adina, dacă tot ești sărbătorită, te invit și pe tine, te rog, aici să mai extragi un bilețel. Aici, la da. Hai că chiar, chiar interesant. Chiar că sunt multe. Da, iau loc, așa mai toată emisiunea. Ia să vedem ce întrebare are. Cum se mănâncă dovleacul? Păi se poate mânca copt, se poate mânca în plăcintă. Nu știu, cum se mai mănâncă dovleacul? Acum se mănâncă dovleacul, știi cum e? Cum poți să-l mai mănânci? Cu mână, cu linguriță, cu... Cu furculița, cu cuțitul, cu dinții, cu... Fiecare cu răspuns care. Corect și acesta. Jenny, vreau să te întreb, că na, nu e întrebare pe foaie, dar ți-o pun eu. Se apropie sărbătorile de iarnă și vrem să te întrebăm, că vrem și noi să știm aici și cei de acasă, unde mergi de Revelion? Unde păi, cu această ocazie, trebuie să mă uit neapărat, îmi pare rău că nu am ochelarii la mine de sudură. Eu știu dar de ce. Eu, de Revelion, românii mei din Italia, voi fi la Verona, un eveniment organizat de domnul Marinel Ciocan, un eveniment extraordinar și atenție mare, cu accentul meu, cu limba mea și dinții mei, încerc să pronunț restaurantul Cascapin, Via Casentier, 14 Zevio, Verona. Deci, bravo, Jenny! Ce vom face noaptea de Revelion? Ne vom popa, vom bea șampanie, vom juca și, bineînțeles, va fi acolo și Feri Balint cu formația Feri de la Buzău. Iartă-mă, ești așa de entuziasmată. Zine ceva în italiană, dacă tot. Dar nu ce ne-ai zis pe publicitate? Zi una sepată, da, la televizor. Dona e done, cum se zice? Imobile. Nu voglio un apartamento. Atenție! Jerica, va fi în notte de revelione. Una grande artista. Atenție, va face tiribomba. Dar mai știam și o poezie în italiană. Da? Pe pagina, pe pagina, pe pauza publicitară. Doamna Elena Merișoreanu, dumneavoastră, unde vă sărbătoriți? Eu aici la noi, la români. Nu trădați. Nu. Am făcut de multe ori Revelionul afară și chiar odată cu Jenny Nicolau eram pe la Portland, prin Statele Unite. Nu mai știu pe unde n-am umblat, California, dar California, Florida, peste tot. Eu dar... schiez mult în Florida vara. Da, îmi place frumos, să schiez foarte mult. Așa că eu o să cânt aici în România și
Și mă bucur mult de veste. Ia uite, informăm așa cum trebuie telespectatorii noștri. Și deci, în Verona și în România. Să-l întrebăm și pe Valentin Sanfira. Mersi, mulțumesc că m-ai întrebat. Eu o să petrec noaptea de Revelion cu vâlcenii până în ora 12 la Royal, la Vâlcea, o să ne mă găsească lumea. Și după ora 12, pe la 2, când ajung în București, lângă București, la Clinceni, la domnul Capac, că îl știe toată lumea acolo, am mai cântat, îmi petrec până spre dimineață. Și bineînțeles că... Unde am tăiat porcul anul trecut. Unde am tăiat porcul anul trecut și bineînțeles că îi rugăm pe cei de acasă să urmărească paginile noastre de Facebook și Matinal și Popular și pe pagina mea oficială Valentin Sanfira. Noi vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă în viața noastră și de artiști și de moderatori la această emisiune frumoasă. Dar pentru că nu este ziua mea, este ziua Adinei, vreau să o invit lângă mine aici să vă mai luați loc. Nu vreau să vă țin în picioare. Aici așa. Am făcut proba, provocarea aceasta și a trebuit să vină lângă Dovleacă, doar unul avem. Și doamna Elena să nu o țin în picioare, care mult de cântat până la, la Revelion și nu numai. Da. Mai ales că mai avem o petrecere împreună. Împreună, exact care suntem aici. Da, cum dar nu o divulgăm pentru că nu, e... Nu, o să spunem, o să ne urmărească cei de acasă și cu siguranță o să se bucure împreună cu noi de acea petrecere minunată. Surpriză va fi. Draga mea Adina, ai colaborat cu foarte multe orchestre, ai cântat foarte mult cu toți artiștii, ai avut duete și cu Robert Târnoveanu, dar cred că cel mai frumos duet din viața ta e cu soțul tău, nu? Stai, aici e de discutat. Da, am fost norocoasă din punctul acesta de vedere, chiar am două cântece înregistrate și cu doamna Elena Mărășireanu. Și cu Robert am făcut echipă foarte bună. În schimb, acum cu doinașul meu e altceva, pentru că am început să ne înțelegem din priviri. Eu știu ce vrea, el știe ce vreau asta eu. Și asta este... Vă apropie mai mult. E bine că mergeți împreună și cântați la spectacole. Vă ajută? Nu știu dacă e bine, pentru că eu cred că este singurul capitol la care nu ne înțelegem. Suntem un pic diferiți. Și ca stil, și ca ceea ce ne place. Și atunci, dacă avem discuții, să știi că le avem pe, la capitolul acesta. Și de 2 ani de zile vă văd foarte fericiți. Eu nu v-am văzut niciodată și vă cunosc și în afara camerelor. Nu v-am văzut, nu știu, să vă tachinați, să vă certați. Și mă gândeam... Lasă, poate vă certați voi când plec eu. Dar mă gândeam dacă e asta cheia succesului într-o căsnicie, să fii din breaslă, să vorbești aceeași limbă sau nu știu. De exemplu, dacă te măritai cu un, nu știu, un birocrat sau un fotbalist, un om care n-are legătură cu treaba asta. E posibil să nu fi înțeles nopțile pe care nu le dormi acasă, e posibil să nu înțeleagă de ce te coafezi la 10 noaptea să pleci și te machiezi și te aranjezi și mai vii dimineața la 5-6 și spui cele mai înalte tocuri și vii a doua zi, că așa s-a gătat petrecerea, s-a lăsat și cu... petrecerea de a doua zi cu zama acră sau cu ciorba de pătroace sau așa mai departe. Da, eu cred că este foarte bine ca cei doi să lucreze în același domeniu. Să se înțeleagă. Și unul dintre noi să știe să tacă. Noi... Să fii tu, dragii noștri, luăm o scurtă pauză de publicitate și mai discutăm noi între noi. Ediție specială dimineața asta la Etno TV, aici la Matinal și Populari, sărbătorita noastră, colega noastră, iubită de dumneavoastră, Adina Roșca, cu o parte dintre cei mai buni prieteni, n-au putut să ajungă toți, cu siguranță are foarte mulți prieteni și vă are pe dumneavoastră cei mai buni prieteni. Adina, la mulți ani, spune echipa Matinal și Populari, să rămâi aceeași, să dea Dumnezeu să ai o sarcină frumoasă, ușoară și să aduci pe lume
un copil atât de frumos cum sunteți voi doi. Și sănătos. Și sănătos. Că asta și e cel mai important. Din dragostea voastră să ne lăsați, cine știe, și pe el să cânte și să ne bucurăm mai departe de voi și de copilul vostru. Ne bucurăm din suflet că ați venit mulțumim astăzi frumos. Aici. Mulțumim și cofetăriei Claus că ne-a făcut cei mai frumoși dovlecei, prăjiturelele acelea delicioase. Ai văzut, avem și noi prăjiturele. Și tortul ăsta minunat al vostru. Eu vreau să salut pe... Doamna că, Claudiu și cu maică să fac cele mai bune dulciuri de la Claus. Așa este. Dacă îmi permiteți, vreau să le mulțumesc tuturor prietenilor de pe Facebook. Am primit extraordinar de multe mesaje. Încă n-am apucat să răspund la toată lumea. În schimb, sunteți în sufletul meu, așa cum vă mulțumesc vouă că mi-ați făcut ziua și săptămâna frumoasă. Sunt foarte mulți artiști care mi-au scris în privat, îi pup. Mi-aș fi dorit să fie și dumnealor aici, dar trebuie să ne petrecem câteva săptămâni la rând să încăpem cu toții. Dar în sufletul nostru au loc, e clar. Iubesc pe toți și vă mulțumesc, îi prețuiesc. Pupici celor de acasă, părinților mei, părinților lui Cătălin, că și ei ne-au trimis gânduri și mesaje, multe, multe, și au fost emoționați astăzi, în ton cu mine. Mulțumesc pentru sacrificiile pe care le-ați făcut să ajungeți de departe, să-mi fiți alături. Ionuț, care a venit de la Londra. Sacrificii nu-s dacă sunt pentru oamenii dragi. Așa și este. Făcute din dragoste. Așa este. Mulțumesc. Pentru cei ce nu ne-au urmărit în această dimineață, că sunt la școală, că sunt la serviciu, ne pot urmări în reluare de la orele 23 și de altfel îi așteptăm pe pagina de Facebook Matinal și Popular cu un like și un share și o să vadă cele mai drăguțe poze de la aniversarea pe mine și pe Jenny acolo, cum mănânc eu din Jenny, că ea e plăcinta cu dovleac. Nu i-ați mulțumit plăcintei cu dovleac, că s-a copt. M-am copt în emisiunea asta. Vă mulțumim. Scoi că ați mulțumesc frumos. Man, mă iubește țara! Vă mulțumim, vă iubim și ne cântă Elena Merișoreanu chiar acum la Matinal și Popular. Foi de faci, la 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 la, din parâc pe la novaci, la 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 la, pe negură și pe ceață, la 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 la, pe soare de dimineață, la 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 la, duc ciobanii turma lor, la 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 la, sus în vârful munților, la 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 la. La sfințitul soarelui, la 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 la, la făcutul cașului, ma la 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 la, când se suie luna-n cer, la 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 la, baci un mestec la zăr, la 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 la, băcița la mămăligă, la 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 la, oile s-adună-n strungă, la 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 la. Și-apoi sara când se lasă, la 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 la, și cine ai pusă pe masă, la 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 la, baciu-și cântă doinele, la 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 la, e răsună văile, ma la 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 la, mândru baciu mai doinește, la 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 la, pe băciță o iubește, la 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 la. Așa-i dragostea lăsată, la 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 la, și e noi cu dor păstrată, la 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 la